Suporterii volei municipal Zalău sunt așteptați miercuri 1 noiembrie la sala sporturilor din Zalău pentru a-și susține echipa. Miercuri 1 noiembrie 2017, volei municipal Zalău va juca pe teren propriu cu SCM Craiova în cadrul etapei a 6-a diviziei A1 la volei masculin. Marian Constantin, antrenorul principal al campioanei volei municipal Zalău, este optimist și a declarat pentru Sălăjanul TV: "Sper să trecem repede peste această înfrângere, pentru că nu avem mult timp la dispoziție și urmează meciul cu Craiova, în care trebuie să obținem 3 puncte. Trebuie să câștigăm acel meci ca lucrurile să revină la normal." 3 puncte sunt vitale pentru noi, dacă vrem să rămânem în vârful clasamentului. Și eu sper că băieții vor avea o altă atitudine și vom evolua într-un alt mod. Deja spectatorii sunt obișnuiți cu meciurile tare și cred că sala va fi plină. Sperăm să le oferim un spectacol legal și un rezultat pe măsură. Luna noiembrie va fi una extrem de încărcată pentru voleibaliștii campioanei României, deoarece volei municipal Zalău va susține numai puțin de 8 meciuri în decursul acestei luni. În campionatul intern, primul meci îl vor susține pe teren propriu miercuri 1 noiembrie 2017, iar al doilea în deplasare la Arcada Galați pe 5 noiembrie 2017. În plan extern, volei municipal Zalău va juca în competiția CEV Challenge Cup cu campioana Portugaliei Benfica Lisabona. Primul meci se va juca la Lisabona în 22 noiembrie 2017, urmând ca volei municipal Zalău să primească vizita echipei Benfica pe data de 29 noiembrie 2017.